Combinatul de celuloză și hârtie din Drobeta Turnu Severin are toate șansele să redevină un jucător important pe piața de profil. În anul 2012, unitatea de producție a fost preluată de un om de afaceri din Drobeta Turnu Severin, care a demarat un program de investiții. Foștii angajați au fost chemați pentru a reporni unitatea. Punem totul nou. Ceea ce am găsit acolo, știți bine că a fost un jaf, am crezut că putem să mai, din utrajele vechi, să mai recuperăm ceva, nu se poate recupera nimic. Se vor mai aduce încă 8 tiruri din Elveția, cu utilaje super. Vom monta un cazanou carton ondulat și ce vă pot spune este 100% va porni acest combinat care a fost condamnat la moarte. Am fost mereu 3-4 nebuni, inclusiv investitorul, care a zis combinatul acesta va porni. Am găsit mereu opozanți, am găsit oameni care n-au crezut în noi și iată că suntem la un pas de finalizare. Deci încă o dată vă spun, combinatul va porni 100%. Proprietarul cel rom a achiziționat utilaje moderne pentru fabricarea hârtiei și a stabilit deja primele contacte pentru vânzarea producției de carton ondulat. Aproape 400 de oameni își vor redobândi locurile de muncă pierdute. În Drobeta Turnu Severin s-au creat locuri de muncă doar în consum, investiții s-au făcut doar în centre de vânzare. Eu am de gând să investesc în producție, adică să existe locuri de muncă unde economia mehedințului să și producă, nu numai să consume, a declarat omul de afaceri Constantin Izvoranu, care a preluat cel romul pentru presa locală. Cel rom a intrat în faliment în 2008 din cauza datoriilor de 20 de milioane de euro, iar toți cei aproape 700 de angajați și-au pierdut locurile de muncă.